Salutare tuturor și bine v-am regăsit la al patrulea episod ce ține de Event Listeners. În acest ultim episod vom discuta despre evenimentele pe formular, și anume Change și Submit. Am schimbat un pic formularul, nu mai avem doar un input, pentru a da mai multe exemple și a vedea exact cum puteți să verificați valorile pentru checkbox, pentru select, pentru input, și am adăugat inclusiv butonul de submit pentru a verifica acel eveniment de submit. Deci, prima dată avem evenimentul de change, care se declanșează în cadrul unui formular când se modifică valoarea oricărui input, inputul pe care punem event listener, nu se declanșează de la sine. Dacă facem, selectăm inputul respectiv și adăugăm event listener pe el, verificăm atât pe putem verifica atât pe checkbox, cât și pe radio, pe select, pe texteria și așa mai departe. Putem verifica când s-a modificat valoarea și cu ce valoare s-a modificat. Iar pentru început vom folosi pentru toate elementele pe care le avem aici și vom selecta odată inputul și vom spune document query selector input, după care vom lua selectul și după care vom lua checkboxurile. Document query selector input sau checkbox, putem să zicem. De fapt, input type checkbox. Iar în partea de sus vom spune input type text, pentru că primul input pe care îl avem în formular este de tip text, iar aceste două checkbox-uri sunt de tip checkbox. Iar pe input add event listener, cum am folosit și până acum, change e, și putem să spunem console log e current target value. Dacă dăm un refresh și schimbăm, mă scuzați, este target value. Dacă dăm un refresh și modificăm aici, zicem Cristian, dar, da, vedem că s-a modificat și am primit în consolă. Ce vreau să remarcați însă este că în momentul în care scriem nu se întâmplă nimic, valoarea inputului se schimbă în momentul în care dăm click în afară sau selectăm un alt element. Deci, în situația în care aveți nevoie să verificați valoarea în timp real, adică fiind aici în element, aveți nevoie să verificați valoarea. În episodul trecut am discutat despre key up sau key down pe care le puteți folosi și așa puteți verifica valoarea real time. Dacă nu, acest change în cadrul inputului verifică practic, adică își actualizează valoarea sau este triggeruit în momentul în care noi ieșim de pe input. Atunci este el triggeruit, sau mai aveți, bineînțeles, evenimentul de input de care am discutat tot episodul trecut și care practic de asemenea verifică real time ce se întâmplă cu inputul nostru și care este valoarea acestuia. Deci aceasta este diferența dintre cele două. Pentru select, el va fi triggeruit efectiv în momentul în care selectăm o altă opțiune, deci pe acest select. Dacă ne ducem pe valoarea 2, o să vedem că ne apare 2 pentru că valoarea efectivă a opțiunii este 1 sau 2. Acestea sunt valorile, deci nu ne apare textul, ne apare valoarea în situația de față. Iar pentru checkbox, de aceea am pus și checkbox-urile aici, pentru că am vrut să vedeți cum puteți să verificați și în situația în care aveți checkbox, pentru că dacă eu în partea de jos folosesc acest checkbox cu event listener pe change și bifez, îmi va apărea 1. Dar dacă bifez și pe al doilea, nu va apărea nimic, pentru că noi am selectat acest checkbox cu query selector și ele sunt două. Query selector ne întoarce doar primul element. Deci în situația în care aveți checkbox-uri, trebuie să faceți cu query selector all și să faceți un loop
printre toate. Iar acum o să vă dau un exemplu ca să vedeți cum puteți să extrageți valorile selectate dintr-un anumit checkbox. Deci prima dată trebuie aici să punem Query Selector All, iar aici nu vă mai spune checkbox Add Event Listener pentru că în acest moment ne va da eroare. De ce? Pentru că checkboxurile noastre în acest moment nu mai reprezintă un element, reprezintă un node list cu mai multe elemente pe care le avem în pagină. Iar pentru asta trebuie prima dată să facem un for each în ele și aici o să dăm un function, vom spune checkbox. Deci pentru fiecare checkbox din acesta îl vom extrage ca fiind checkbox. O să dau un console log aici ca să vedeți exact. Dacă dau un refresh, n-am scăpat de eroare, dar vom vedea checkboxurile pe care le avem și abia acum putem pe acest checkbox să selectăm event listener-ul nostru de change. Și avem prima care e valoarea 1 și a doua care e valoarea 2. Iar când se schimbă, vedem că într-adevăr ne apare, adică el ne apare în continuare valoarea. Noi dacă vrem să extragem doar checkbox-urile care sunt selectate, mai trebuie să mai facem încă un pas și anume să verificăm dacă are atributul check pe el. Iar pentru asta, în acest event listener, nu vom da efectiv console log pe valoarea respectivă, ci vom face o constantă și să spunem checked, care va fi un array din checkbox-urile noastre. Deci, practic, convertim checkbox-urile în array, după care le filtrăm. Și după aia facem un map pe el ca să ne întoarcă valoarea fiecărui checkbox. Iar acum, dacă dăm un console log pe acest checked, vom putea verifica valorile sub formă de array care sunt selectate pe checkbox-ul nostru. Da? Deci, în situația în care avem 10 checkbox-uri cu, nu știu, să zicem, funcționalități și o bifez acolo, nu știu, HTML, CSS, PHP și așa mai departe, așa puteți extrage valorile. Dacă schimbăm valorile aici și vom spune PHP sau HTML și dăm un refresh, o să vedem checkbox-urile pe care le-am selectat. Iar aceste valori vor fi trimise mai departe la submit. Iar cu ocazia aceasta ne mutăm la submit. Acum că avem trigger atât pe input cât pe select, cât și pe checkbox-uri, ne mutăm un pic mai jos, selectăm prima dată formularul, document query selector form și adăugăm un eveniment aici pe form add event listener submit. Am uitat să trecem și în descriere sus, submit-ul care se declanșează atunci când utilizatorul dă submit pe un formular. Function E și să zicem prima oară un console log E. Iar aici vom vedea un lucru de care am discutat episodul trecut. Dacă dau submit, o să văd că mi-apare în consolă, dar imediat după aceea dispare pentru că în momentul în care dăm submit la formular, ne face un refresh la pagină. Vedem că ne-a adăugat și acești parametri, name și select în URL și practic noi nu avem cum să vedem acest lucru. Pentru a remedia problema aceasta și a preveni acel refresh, am discutat episodul trecut de prevent default, care practic behavior-ul obișnuit al formularului atunci când se dă submit este să facă refresh la pagină. E, noi folosind acest prevent default, nu mai facem refresh la pagină și putem să suprascriem behavior-ul obișnuit al browserului. Dacă dăm acum pe submit, o să vedem că nu ne mai apare nici în URL și avem și informațiile cu privire la formular în consolă. Și pentru a extrage informațiile pe care le avem în inputuri, avem un lucru pe care îl vom învăța acum. Vom face o constantă form data și vom spune new form data, care este o clasă pe care ne pune la dispoziție JavaScript-ul. Dacă dăm control click, o să vedem că ne afișează
această interfață, mă rog, este, deci este practic behind the scenes acest form data, dar e bine de știut că îl aveți și îl puteți folosi pentru a extrage inputurile sau valorile dintr-un form data. Și ca parametru vom trimite targetul, adică formularul nostru pe care am dat acest, am pus acest event listener. Acum dacă dăm console log pe acest form data, în continuare nu vom înțelege nimic. Adică dacă dăm un submit, vom vedea acest form data care are append, delete, entries, for each, get, get all și așa mai departe, dar nu vedem efectiv valorile de care avem nevoie. Iar pentru asta o să dăm console log ca array, vom destructura acest form data de entries. Iar acum, dacă aici mai ești Cristian, selectăm aici value 2 și bifăm PHP-ul și dăm submit, o să vedem că ne-a întors un array și avem name Cristian, select 2 și checkbox PHP. Dacă mai adăugăm și următorul, o să vedem că avem checkbox PHP, checkbox HTML și așa mai departe. Deci, practic, ce ne afișează nouă aici este numele pe care noi l-am dat aici. Dacă aici nume la input și aici selectare, vom vedea că informațiile se schimbă în acest form data. Avem nume și selectare. Deci, practic, aici, în primul array, prima cheie din array, este numele inputului. Dacă încercăm să dăm și pe values, pentru că l-am văzut un pic mai devreme că îl avem acolo, o să ne returneze numai valorile, dar nu vedem și numele acestor, adică nu știm care informație sau de la ce vine PHP, de la ce input, 2-ul de la ce a fost, că dacă avem un formular mai mare nu știm acest lucru, dar array-ul dinainte îl putem manipula și putem să extragem ca cheie prima valoare și ca valoare a doua. Deci în situația în care avem entries putem manipula acest array astfel încât să zicem nume este egal cu 213, selectare este egal cu 2 și așa mai departe, să nu le întoarcem așa ca array. Cam atât și despre acest episod. A fost un pic mai ciudățel episodul respectiv, probabil că am trecut prin anumite elemente cum ar fi form data sau acel for each pentru checkbox-uri, zona, secțiunea aceasta cu array from filter map, pe care nu ați înțeles-o. Dacă nu ați înțeles ceva, lăsați în comentarii și vă voi răspunde sau voi face un clip pentru a exemplifica mai bine. Noi ne revedem în episodul următor și nu uitați de like și nu uitați să vă abonați. Ciao!